La sfârșitul lunii ianuarie, piața muncii continuă să rămână destul de amorțită, oferind extrem de puține locuri de muncă. La nivelul întregului județ există doar 396 de locuri, dintre care 183 la Piatra Neamț și Roman și doar 30 la Târgu Neamț. Agenția Locală de Ocupare a Forței de Muncă Roman oferă în domeniul industriei aceleași 93 de locuri, majoritatea în domeniul textilelor, mereu aceleași 3 joburi pentru construcții și agricultură neocupate încă din luna octombrie anului trecut și 52 de locuri de muncă în domeniul serviciilor pentru agenți vânzări și consultanți credite. Aceste locuri de muncă sunt oferite pentru cei 577 de șomeri romașcani, dintre care 252 femei, la o populație stabilă între 18 și 62 de ani, de 48.913 locuitori, ceea ce reprezintă o rată a șomajului de 1,18%, mai mică decât rata șomajului din capitala de județ, care este de 1,34%. Cifrele statistice duc la constatarea faptului că pe piața muncii se constată de la o etapă la alta o criză care se adâncește, fiind din ce în ce mai greu de găsit un salariat în domeniile productive.